Și tot cineva m-a întrebat cum de ați ajuns la un moment dat să jucați, că e o poveste interesantă, ați jucat și portar Păi, pe... la început portar am fost. Bine, știam și în câmp, știam și în poartă. Știam bine în poartă, dar eram micuț. Am ieșit din poartă tot din cauza, nu din cauza, tata mi-a impus. Jucam în deschidere pe Portul Roșu și băga copiii la vremea aia să joace, să vadă că venea omul la 10 la stadion, ocupau câte o gradănă dintre aia cu semințe, cu table, jucau table, ocupau pentru mai mulți prieteni locuri și veneau pe la 10, 10 și un sfert și trebuiau să vadă și ceva. Și jucam noi, copiii, ne băga pe copii și tata se dusese de dimineață la pește, la o baltă în apropierea Galați și a spus că vine să mă vadă și pe mine. Și când a intrat pe poartă la Portul Roșu, eu eram la poarta la stradă, de aici, nu dinspre cămine. Și tata când a intrat cu undița în mână, eu tot mă uitam, nu vine, nu vine, mă uitam spre gard. Și când l-am văzut, tata se uita în teren, mergea încet, încet, așa, melc. Și se uita unde sunt, care sunt. Dar Pe ce eu din post, da. poartă, eu din poartă, el, așa mi-a arătat pe un ce. Și mi-a făcut să-mi vii tu acasă. Și când am ajuns acasă, că a stat, a văzut meciul, noi am fost copii de mici, pe urmă, și când am ajuns acasă, la masă, m-a zis, vrei să te mai duci la fotbal? Da. Păi dacă vrei să te mai duci la fotbal, ești din poartă, să nu te mai prind acolo. Păi de ce? Și mi-a explicat. Ca portar e un singur post. Ești bun, aperi, nu ești bun, faci bancă. În câmp sunt 10 posturi diferite. Ai valoare, ai aptitudini pentru atacant, joci atacant, ai pentru mijlocaș, joci mijlocaș, ai mai multe opțiuni. Mai multe opțiuni. Dacă nu joci fundaș, ai mai multe opțiuni și poți să... Dacă nu, și una, nu-mi plac mie puturoșii, cu toate că am jucat și în câmp, mulți mi-au spus că am fost puturos de multe ori, dar eu n-am fost puturos, am făcut efortul care să nu-mi dăuneze. Să joc, Da. să rămân și în echipă și să nici să nu-mi dăuneze. Am fost mai Ați gândit-o? undeva, am avut în timpul jocurilor, aveam momente de pauză dintre astea, așa care mai îmi reveneam.